Jetaster a adus pe lume un bebeluș sănătos, de 4560 grame, după un travaliu de 27 de ore, mare parte dintre acestea petrecute în apă. Marea sa realizare a fost posibilă datorită sprijinului echipei medicale, incluzând doctorul și moașa, care au ajutat-o pe Jetta să aibă o naștere naturală. Vedeta a promis că va împărtăși mai multe detalii despre experiența trăită în curând și este pregătită să împărtășească bucuria maternității cu fanii săi. După 27 de ore de travaliu, mare parte petrecute în apă, am desăvârșit minunea de 4560 grame cu perineul intact, datorită celor mai minunați oameni. Am avut parte de clamparea și secționarea tardivă a cordonului umbilical. De skin to skin și de ora magică, în care ne-am bucurat de minunea noastră. Nu pot exprima în cuvinte sentimentul de a fi mamă. Vă mulțumesc pentru sutele sau poate miile de mesaje. Sunteți deosebiți cu toții. Abia aștept să vă povestesc mai multe. Sora lui Culiță Sterp a ajuns la clinică ieri, fiind deja în travaliu, însă, din păcate, bebelușul nu pare să fie prea grăbit să vină pe lume. Toată viața mea am fost pozitivă și cu zâmbetul pe buze. Cred că de la mama moștenesc asta. Ea mereu a spus să avem încredere în Dumnezeu, să fim optimiști și să nu facem planuri, să lăsăm fiecare zi așa cum vine. Așa sunt eu astăzi. Nu a venit încă. Bebele. Cu siguranță vă surprind cu o poză, a declarat Jetta Sterp. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.